Vreau să deschideți Biblia împreună cu mine în Vechiul Testament, la Cartea Prorocului Hagai. Aveam în minte, pentru seara asta, un alt fragment din Scripturi. Înainte să intru în biserică, Dumnezeu mi-a pus în minte să vorbesc de aici, evident, de un text din care am predicat de mai multe ori, și o să o să vorbesc din capitolul 2 din cartea prorocului Hagai, de la versetul 10 la versetul 19. Nu o să citesc chiar toate versetele. Și ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu care zice, care zice așa. În a 24-a zi a lunii a noua, în anul al doilea lui Dariu, ne prezintă așadar contextul istoric în care prorocul Hagai vorbește, Cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Și acum urmează un text oarecum ciudat pentru auzul nostru a celor care trăim în secolul 21. Permiteți-mi pe parcursul citirii să fac câte o scurtă pauză și să aduc explicațiile textului, pentru că știu că atâta vreme că stăm în picioare, vom fi atenți. Zice așa. Așa vorbește Domnul oștirilor, pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Și pentru că în Noul Testament avem preoție universală, adică fiecare dintre noi avem acces la Dumnezeu prin Hristos în mod direct, fără să fim intermediați de oameni. Deci, preoții care trebuie să răspundă aceste întrebări suntem noi, fiecare dintre noi. Și zice așa. Și acum e o întrebare care ține de legea Vechiului Testament, de aceea îmi voi permite să aduc explicații. Dacă poartă cineva în poala haine sale, carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, unde lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite, preoții au răspuns nu. Hagai vorbește aici despre două concepte din Vechiul Testament care țin de legea Vechiului Testament și anume despre curăție și necurăție. Și el spune un lucru simplu. Noi oamenii nu putem transmite curățenie spirituală sau neprihănire. Ce putem transmite, ne spune versetul 13 și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat sau necurat prin atingerea de un trup mort, pentru că cine se atingea de un trup mort, mort era socotit necurat, de toate aceste lucruri vor fi ele spurcate, oare Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Adică noi oamenii putem transmite doar microbi, contaminare, slavă Domnului că am scăpat de COVID-19, noi nu putem transmite neprihănire, este unul singur care poate să facă asta și acesta este Dumnezeu. Și atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul, așa sunt toate lucrările mâinilor lor, ce mi-aduc ei acolo, este o jerfă necurată. Și acum, versetul, hai că citești și versetul 17. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Adică, dragii mei, suferința nu schimbă pe nimeni. Nu știu de ce avem noi ideea asta, că suferința îl face pe om mai bun. Nu, suferința nu face decât să scoată din om ceea ce e acolo în inima lui. Cine schimbă e cel care poate transmite curățenie spirituală. Și acesta este Dumnezeu. Omul nu se poate schimba. Nu zice mine la asta, ăsta e un adevăr dacă am învățat ceva până la vârsta asta de 43 de ani în lucrare de pastorație, este că oamenii nu se schimbă. Numai Dumnezeu îi poate schimba. Și zice aici așa, Hagai, uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de astăzi, până la 24-a zi a lunii a noua, din ziua în care a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare. Nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul n-au mai adus nimic. Altfel zis, nici suferința și nici criza economică, pentru că sunt câțiva care tot ne propovăduiesc, între ghilimele, propovăduiesc faptul că ne paște o criză, ăștia tot timpul, până la urmă au dreptate, că până la urmă vine o criză. Aș vrea să, știe, aș vrea să știm fiecare dintre noi că nicio criză nu schimbă omul. Nici a suferinței și nici cea economică. Dar ce schimbă? Și acum e ultima propoziție și cu asta închei citirea. Dar din ziua aceasta. Adică, din ziua în care omul hotărăște să intre în ascultare de Dumnezeu. Din ziua asta îmi voi da binecuvântarea mea. E un singur lucru care îți poate schimba viața. Ascultarea de Dumnezeu. Amin. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să vă așezați. V-am ținut suficient de mult în picioare, dar vă mărturisesc că v-am ținut cu oarecare bucurie, gândindu-vă, gândindu-mă și la mine. că așa cum v-am zis, prin îndurarea lui Dumnezeu și cu ajutorul lui, voi sta în picioare pe tot parcursul predicii. Cu toate că să știți că au fost vremuri mai bune, pe vremuri era mai bine să fii învățător al legii, pentru farisei era mai ușor. Că ei stăteau așezați. Și atunci predicile durau mai mult. Dacă, oricum predicăm lung, dacă am și sta așezați, cred că nu s-ar mai termina programul toată duminica. Sunt onorat și bucuros ca în această seară să împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu voi. Și încă de la început aș vrea să am cu voi o înțelegere. Am văzut că în adunare sunt și ceva mai mulți copii și tineri, așa că. Dar înțelegerea asta nu ține de vârstă, nici de statut social, ci aș vrea să vă zic așa. Suntem pe data de 1 iulie. Haideți să calculăm de astăzi, calculați voi, 100 de ani. Nu, nu suntem 1 iulie. 30. 30. Deci când intru eu în matematică, de asta m-am făcut pastor. Mai am aici în schiță niște cifre, dar slavă Domnului, renunț la ele. Suntem pe data de 30. Faceți voi calculul că voi ați văzut că eu nu sunt bun la calcule. Sau la cifre. Și aș vrea să ne dăm întâlnire de astăzi în 120 de ani. Mă uit la voi, am văzut și câțiva copilași aici. Chiar pe primul rând era unul, o fetiță care avea o voce extraordinară. Deci, n-aveți treabă cu viitorii cântăreți? să zicem că speranța de, de viață, că am un știu că ne place să ne gândim că o să trăim lung, nu știu, să zicem că cineva dintre ăștia mai mici va ajunge să trăiască încă 120 de ani. Cum o hotără Dumnezeu? Dar ne întâlnim de astăzi în 120 de ani în, în cer. Și când zic în cer, nu mă refer la ceea ce vedem acum, a ziua, acasă se numește văzduh. Nici la ce vedem noaptea, că asta se numește cosmos ci mă refer la ceea ce numește Biblia Cer, care înseamnă un lucru simplu, prezența lui Dumnezeu. Ne dăm întâlnire de astăzi într-o sută de ani acolo. Rămâne stabilit. Ce ziceți? Mă uitați la mine, descumpăniți. 120 de ani. Că am zis prima dată 120. Unde vreți voi, la orice poarta a noului Ierusalim? Și o să stau de vorbă cu voi și o să vă întreb că avem timp. Acolo există timp. Dacă vă uitați în Apocalipsa, în cer există timp, dar nu există timp limită. Deci, nu ne mai gândim cât durează predica. O să vă întreb, voi ce ați înțeles despre Dumnezeu? Și o să vedeți că există diferențe între noi, pentru că, să știți, comunismul nu funcționează nici în rai, nici în iad. Pe pământ e clar că nu funcționează. Pentru că fiecare dintre noi vom avea o capacitate diferită și îl vom cunoaște pe Dumnezeu unii mai mult, alții mai puțin. Avem timp. Nu există limită. Pentru că Dumnezeul în fața căruia stăm este un Dumnezeu care nu are limită. Biblia îl numește Dumnezeu Sfânt. Dacă vă uitați în Biblie, Isaia, prorocul Isaia, care e specializat în măreția lui Dumnezeu, ne spune că există niște îngeri care au exact specializarea asta, să repete un singur lucru. Îngerii ăștia se numesc, cine mai știe cum se numesc? Serafim. Știți că se traduce Serafim? Din limba ebraică, în limba română, se traduce cel care arde. Adică Isaia când îi vede, are ființa că are impresia că sunt niște ființe care sunt în flăcări, sunt așa de pline de lumină dumnezeiască ființele astea, cât păreau că sunt niște ființe care ard. El îi numește Serafim și el zice așa, îngerii aceștia repetă în prezența lui Dumnezeu un singur lucru. Ce repetă? Spuneți voi. Sfânt. Sfânt. Sfânt este Dumnezeul oștirilor. Acum, la noi, la români, când zicem sfânt, de obicei ne gândim la caracterul moral perfect al lui Dumnezeu. Dar să știți că sfințenia lui Dumnezeu nu se referă în primul rând la caracterul lui moral perfect. Da, Dumnezeu e perfect neprihănit ci se referă la imensitatea lui Dumnezeu. Cuvântul Sfânt înseamnă separat, adică eu niciodată nu voi reuși să-l înțeleg pe Dumnezeu în mod absolut. De ce? Pentru că eu sunt ființă creată și limitată, iar el este Dumnezeu infinit. De asta nu ne vom plictisi niciodată în cer. Că am câteodată sesiuni din astea de întrebări și răspunsuri, și unii mă întreabă, frate, dar ce o să facem în rai? Nu vă imaginați raiul ca un loc în care stăm pe niște norișori, eventual se mai, uit, se mai aude o harpă undeva în surdină a, și un loc plictisitor, nu, nu, nu. n cum să te plictisești în prezența unui Dumnezeu infinit. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, 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 de un infinit de ori sfânt. Mintea omenească nu-l poate cuprinde. De aia, de câte ori văd oameni care încearcă să-l cuprindă pe Dumnezeu în anumite concepte limitate, îmi vine să zâmbesc. Sunt oameni care știu ei cum stă treaba. Ăștia care știu cum stă treaba cu orice. E omul care are un sfat pentru absolut orice. Ei știu cum stă treaba și cu Dumnezeu. Și câteodată oamenii încearcă să-L cuprindă pe Dumnezeu în concepte abstracte, raționale, limitate. Suntem exact ca niște copilași. Fericitul Augustin, un celebru părinte al bisericii și în același timp om al lui Dumnezeu, din primele viacuri creștine, care a scris foarte mult despre măreția lui Dumnezeu, povestește că odată încercând să descrie ce înseamnă Sfânta Treime, efectiv n-a mai găsit concepte, cuvinte, s-a blocat. Și atunci s-a dus să se plimbe pe malul mării celei mari, sau cum se numește astăzi Marea Mediterană. Și plimbându-se acolo pe malul mării, au văzut niște copii care săpau acolo, în plajă, în nisip, o groapă. Și de la groapă, făceau un canal care mergea spre mare. Și cei doi copii erau foarte prinși de treaba asta, așa cum sunt copii. ai văzut și în biserică, de multe ori îi vezi că sunt foarte prinși de jocul lor, îți mai prinși decât suntem noi de o predică câteodată. Și copiii ăștia, doi băieței, săpau din cu multă abnegație, din greu am vrut să zic, în primă fază, și se uită la ei, la ei Augustin, și îi întreabă: Mă băieți, ce faceți voi acolo? Și unul dintre cei doi, la un moment dat, dar după o vreme de așteptare, când se oprește din, din munca lui, se uită la Augustin și zice: Noi mutăm marea de acolo de unde o vezi tu, o mutăm aici, în groapa asta pe care am făcut-o noi. Și în momentul acela scrie omul nostru, după experiența asta, scrie, zice așa. În momentul acela mi-am dat seama că sunt fix la fel de naiv ca acești copilași. Am crezut că pot să-L cuprind pe un Dumnezeu infinit în groapa rațiunii omenești. Niciodată nu se poate întâmpla asta. S-ar putea ca în această seară să fii la biserică și ai zis, mă, mă duc și la pocăit, să văd ce-o fi acolo. Să văd, îl pot înțelege pe Dumnezeu. Mă, cum îl înțelegeți voi pe Dumnezeu? Și mai există și perspectiva asta. Noi îl înțelegem așa, voi îl înțelegeți așa. Ascultați-mă! Când stăm în fața unui Dumnezeu infinit, noi nu putem ajunge la el prin forțele noastre. Putem avea parte de cunoașterea lui Dumnezeu doar în măsura în care Dumnezeu ni se descoperă. Și Dumnezeul acesta infinit pe care mintea omenească nu-l poate cuprinde și în fața căruia miliarde de ființe angelice care parcă ard, așa sunt de pline de lumină dumnezeiască, repet același lucru, sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeul oștirilor. Ei, Dumnezeul acesta, infinit, a hotărât să coboare în lumea noastră prin Hristos, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Și dacă vrei să știi cum este Dumnezeu, privești la Isus Hristos. Și ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat până și în conștiința ta. Și dacă omul ridică privirea spre cer, Biblia spune că și cerul vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Și aici în Biblie avem cuvântul lui Dumnezeu, aici Dumnezeul acesta infinit, ni se descoperă suficient cât noi să putem să-L cunoaștem ca să fim mântuiți. Îi vară, îi cald, nu vă mai zic treaba asta încă o dată, dar verile și în special luna asta, dar nu, luna de dinainte, că luna de dinainte, în, de fapt luna mai și luna iunie, când se coc cireșele, eram în sat, copil fiind, și bunicul avea cinci cireși. Unul era în fața casei și în fiecare seară urcam în cireșul ăsta și număram stelele. N-am fost prea bun la matematică, v-am zis. Și pierdeam șirul. Număram, 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 număram. Număram. Mă lovea și somnul de la un moment dat. După ce au trecut anii, mi-am dat seama, am învățat și eu la ora de geografie, că multe din stelele pe care eu le număram, în realitate nici nu mai există. Că ceea ce vedeam eu era doar lumina acestor stele care între timp s-au stins. Stelele s-au stins, dar lumina a călătorit până la noi miliarde și miliarde și miliarde de ani, cum zice poetul național, la steaua care a răsărit de o cale atât de lungă că mii de ani a trebuit luminii să ne ajungă. Mi-am scris aici viteza luminii, dar nu vă mai spun cifre. Vă uitați voi pe net, o găsiți acolo. Dacă s-ar inventa vreun obiect zburător care să prindă viteza luminii, ceea ce vă rog frumos să rețineți, este imposibil din punct de vedere fizic, sau cel puțin așa spun fizicienii. Dar dacă, ipotetic vorbind, da, teoretic, putem să ne imaginăm, s-ar inventa un avion care să prindă viteza luminii în aproximativ două secunde, am ajunge până la lună. Unu, doi. Și am fi trecut deja de lună. În câteva minute, aproximativ 8 minute, am trece de soare. Am luat pe lângă soare să nu ne ardă. Asta a fost ideea mea genială când eram copil. Mi-aduc aminte că îmi doream să, să mă fac cosmonaut. Mi-am făcut un echipaj din frații mei și am zis, eu sunt capitanul, da, cineva ne-o spulbera visul când ne-o zis, bă, dar cum ajungeți voi pe soare, că soarele va arde. Și eu am venit cu ideea genială, o luăm în spate. Dacă ai vrea să călătorești mai departe cu aceeași viteză, ca să ajungi la cea mai apropiată stea de pământ, care se numește Alfa Centauri, Țineți-vă bine. Eventual, diseară, dacă nu-i noros, ridicați privirea în sus și uitați-vă la cer. Cea mai apropiată stea de pământ se află la 5 ani lumină. Deci ar trebui să călătorești cu viteza luminii fără să oprești la nicio benzinărie intergalactică, nici măcar o fracțiune de secundă, și după 5 ani de zile de călătorie neîntreruptă cu viteza luminii, ai ajunge la cea mai apropiată stea de pământ. Și dacă după aceea ai vrea să mai călătorești. Ca să ajungi la capătul galaxiei noastre, ți-ar trebui sută de mii de ani. Da? Galaxia noastră care se numește Calea Lactee. Și lângă Calea Lactee, vecina noastră este Andromeda. Dacă cineva vrea să călătorească mai departe, Puneți-vă centurile de siguranță, urmează o călătorie lungă de 2 milioane, 200 de mii de ani. Și oamenii de știință spun că în Universul acesta există mai multe galaxii decât firicele de praf în deșertul Sahara. Și fiecare galaxie, la rândul ei, are miliarde și miliarde de stele. De câte ori privesc în sus, încă de la vârsta copilăriei, când număram stelele din cireșul bunicu, îmi rămâne întotdeauna în minte gândul acesta. Dacă universul acesta este atât de mare, oare cât de mare este Dumnezeul despre care Biblia spune că El cheamă pe nume fiecare stea? Cât de mare e Dumnezeul care a creat totul prin puterea cuvântului Său și toate există din El și pentru El? Când stai în fața acestui Dumnezeu, când stau în fața acestui Dumnezeu, de multe ori zic, o, Doamne, ce ești Tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci ca Moise pe Horeb încerc să urc în ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. De multe ori, uitându-ne la viața noastră, găsim în viața noastră o mulțime de întrebări la care nu avem răspunsuri, stăm în fața tainei, slavei și măreției lui Dumnezeu și ne vin în minte o mulțime de întrebări. Dar vreau să vă spun ceva. E o vorbă pe care am auzit-o prima dată în adolescență și am reauzit-o în urmă cu câteva săptămâni de la un bărbat de aproximativ 30 de ani paralizat de la gât în jos. Când nu-ți mai rămâne nimic decât numai Dumnezeu, descoperi că Dumnezeu este suficient. Când stai în fața unui Dumnezeu atât de măreț și glorios, realizezi că Dumnezeu e suficient. În urmă cu câteva săptămâni călătoream și pe drum m-a sunat cineva să vizitez un bărbat care, în urma unui accident, a rămas paralizat de la gât în jos. Un om care a avut totul din viața asta. Din punct de vedere financiar, totul era perfect în viața lui și mi-a zis: Am ajuns în situația aceea atât de disperată încât pot să -mi spun că nu mi-a rămas, mi rămas nimic. Sănătatea mi s-a dus, am rămas paralizat de la gât în jos, în urma unui accident, prietenii m-au părăsit cea care urma să fie soție, de asemenea, m-a părăsit. Până în momentul acela am crezut că toate răspunsurile sunt în, în buzunarul drept al rațiunii mele. Credeam că sunt stăpânul lumii acestea. Că totul stă în puterea mea. Până când am realizat că, de fapt, nu pot nimic. Și stând în fața neputinței mele am realizat de fapt că tot ce sunt depinde într-un fel sau altul de Dumnezeu și că nu mi-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, mi-am dat seama că Dumnezeu este suficient. Alergăm în viața asta și privim înainte, spre ceea ce se numește orizont. Când eram prunc, mă uitam în față spre dealul varului, așa se numea dealul de deasupra satului nostru, și ziceam, când o să ajung pe dealul varului, acolo ating cerul. Am fost visător când am ajuns pe dealul varului, mi-am dat seama că orizontul e pe ăla, deal, mai înalt. Și am zis, urc și pe dealul ăla. Și nu era nici acolo. Nicăieri în lumea asta nu poți atinge cerul. Oricât de mult ai crede că dacă vei ajunge într-un anumit loc, acolo, acolo vei găsi adevărata satisfacție, în realitate nimic din lumea asta nu poate să aducă echilibru emoțional, bucurie și pace și nimic din ce există aici în lumea asta nu poate să umple acest gol în forma lui Dumnezeu care există în fiecare om. Când Yuri Gagarin, primul cosmonaut, sau mă rog, nu primul cosmonaut, primul cosmonaut ieșit în spațiu, s-a reîntors, la conferința de presă a fost întrebat, Sigur, de propaganda uh, comunistă, a fost întrebat dacă nu l-a întâlnit pe Dumnezeu în spațiu. Și el a zis așa. Am ieșit în spațiu și n-am văzut niciun bătrân cu barba albă acolo. Acum, dacă ar fi fost să-i răspund, i-aș fi zis -o văzut, că nu a văzut niciun bătrân cu barbă albă, ar fi fost de mirare să vadă un bătrân cu barba albă în spațiu. Dar el nu a văzut asta pentru că Dumnezeu nu este asta. Lev Tolstoi spune. Când oamenii vor înceta să creadă în Dumnezeii lor mici de lemn, nu va însemna că Dumnezeu nu există, va însemna doar că Dumnezeu nu e mic și nu e de lemn. Noi oamenii ne-am construit Dumnezei în mintea noastră, în gândurile noastre. Chiar dacă astăzi oamenii nu-și mai construiesc uh, Dumnezei de lemn, din aur, sau sunt puține locuri în care oamenii fac asta, oamenii își construiesc Dumnezei după chipul și asemănarea lor. Și poate și tu ți-ai construit un Dumnezeu din acesta în mintea ta și Dumnezeul în fața căruia te închini n-are nimic de a face cu Scriptura. Pentru că dacă vrei să știi cum este Dumnezeu, ceea ce, ceea ce poți să știi despre El, dincolo de conștiința ta, dincolo de natură și de ceruri, ceea ce poți să știi despre Dumnezeu suficient cât să-ți mântuie sufletul, găsește aici, în cuvântul Lui. Dar întrebarea mea rămâne, cât de mare este Dumnezeul în fața căruia te închini? Și despre asta este vorba în cartea prorocului Hagai, știu că introducerea a fost lungă, vă zic asta să vă încurajez. n a fost de mult la voi, de-aia a fost așa de lungă. N-ați zis amin acum când ați zis că introducerea e lungă? Mai am încă trei puncte cu ajutorul Domnului Biruim. Amin. <gântu -i> Cât de mare e Dumnezeul tău? Prorocul Hagai e un proroc special tocmai pentru că e un, un proroc mic din categoria celor 12 proroci mici ai Vechiului Testament. Îmi place să mă identific cu El pentru că cei mai mulți dintre noi suntem oameni mici în societatea asta, dar cu un Dumnezeu mare. Slăvi să fie numele Domnului. Și prorocul Hagai, dacă veți vedea, repetă de foarte multe ori e o expresie. Acolo expresia este Dumnezeul oștirilor, care se referă la oștirea cerului, adică Dumnezeu infinit, glorios, Dumnezeu sfânt. Hagai un om mic cu Dumnezeu mare, cum suntem cei mai mulți dintre noi. Oameni mici, dar cu un Dumnezeu mare. Poate te uiți la viața ta și spui, Doamne Dumnezeule, nu reprezint prea mult în societatea asta, unii s-ar putea să vă fie așezat undeva în mod discret în locul acesta, unii să suferiți de complexe de inferioritate, să vă uitați la voi și să vă spuneți, nimeni nu mă bagă în seamă, nu reprezint mare lucru în lumea aceasta. Vreau să spun ceva, oricât de mic ai fi, Dumnezeul tău este un Dumnezeu mare. Cât de mare este Dumnezeul tău? Și prorocul Hagai, desându se poporul evreu care tocmai ieșise dintr-o robie, robia din Babilon, le, le, dă răspuns la întrebarea asta. Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul nostru, chiar dacă noi, poporul, suntem acum într-o situație critică, pentru că erau într-o situație critică, 50.000 de, oameni s-au reîntors la Ierusalim cu scopul de a reconstrui templul de acolo și nu erau în stare să facă asta, nu aveau bani, nu aveau putere, erau limitați. El vine și le spune, Dumnezeul nostru este Dumnezeul oștirilor. Ridicați privirea. Dumnezeul planetelor pe care voi le vedeți și nu le puteți număra, Dumnezeul acela în fața căruia îngerii repetă Sfânt, Sfânt, este Dumnezeul oștirilor. Acesta este Dumnezeul cu care noi avem de-a face. Întrebarea mea pentru tine în seara asta. Tu, care veni la biserică și poate în le românesc, nu te poți bucura de nimic, din cauza că te uiți la lucrurile din viața ta și spui, nu o să scap niciodată de situația asta, nu voi reuși niciodată să trec biruitor peste, peste circunstanța asta din viața mea. Întrebarea mea este: cât de mare este Dumnezeul tău? S-ar putea prea bine să-ți fi construit un Dumnezeu mic în mintea ta. Dar nu e un Dumnezeu de lemn nici unul de aur sau de argint. Dar ți ai construit un Dumnezeu în mintea ta, în conștiința ta, vii la biserică și te raportezi la Dumnezeul acesta. Aș vrea ca predica din această zi să fie un moment în care să ne reamintim faptul că stăm înaintea unui Dumnezeu glorios. Înaintea unui Dumnezeu măreț, pe care mintea omenească nu-l poate cuprinde și vreau să vă spun ceva, nici în rai nu vom reu reuși să-l cuprindem pe Dumnezeu. De aceea nu o să ne plictisim niciodată în cer. Așadar, sunt trei răspunsuri la întrebarea cât de mare este Dumnezeu. 1. Dumnezeu e destul de mare să mă curățească de orice păcat. Amin. 2. Dumnezeu e destul de mare să schimbe viața mea. Amin. Și 3. Dumnezeu e destul de mare să rezolve orice problemă din viața mea. Da, Dumnezeul nostru, spun teologii, e un Dumnezeu care transcede, adică depășește orice limitare omenească pe care noi ne putem imagina. Da, prima dată când am auzit cuvântul transcendență, eram la noi în sat, undeva la, în județul Bihor, la marginea județului Bihor, la poalele munților Apuseni, unde nu prea era multă transcendență, era mai mult transhumanță. Adică coborau și urcau oile. Și primul predicator teolog pe care noi l-am văzut vreodată, când l-am auzit predicând, nu-l uit niciodată, s-a la noi și a zis, doamnelor și domnilor, eu tot m-am uitat în stânga și în dreapta, nu era niciun domn și nicio doamnă. Și a zis, astăzi o să vă vorbesc despre transcendența lui Dumnezeu. Și a vorbit despre transcendență, era un tânăr predicator care făcuse teologia și care și-a învățat bine lecția, o venit, ne-a ținut-o și nu ne uitam la transcendență, dar n-am înțeles mare lucru fiu la sfârșit cu, nu știu cum să numesc, insolența, curajul, n-a zice tupeul, că n-aveam tupeu, nu eram tupeist. Aveam curaj. O leacă mai mult la vârsta aia. M-am dus la final și am zis, frate, explică te rog frumos, ce înseamnă transcendența. Nu o să uit în viața mea, să uita la mine și mi-a zis cu un aer superior, transcendența este opusul imanenței. Asta nu e niciodată. Prima lecție de teologie învățată. Și a rămas așa. Am mai clar. Știți, Dumnezeul glorios, Dumnezeul care depășește, asta înseamnă transcede, orice poate mintea omenească să înțeleagă și să cuprindă, o hotărât totuși să devină imanent, ca asta înseamnă, adică să coboare aici, în lumea noastră, să puncteze lucrul material sau materialitatea sau materia sau lumea, cu veșnicia în Hristos. Și putem sta în fața acestui Dumnezeu infinit. Și stând în fața Lui, recunoaștem că suntem niște bieți oameni limitați. Nu ești decât un abur care se ridică puțin tel și apoi piere. Chiar dacă ai senzația asta, stimată domnișoară, că ești cea mai tare la anumită vârstă, chiar dacă ai o senzație, că, dragul meu tânăr, că ești cel mai tare și că în fața ta stă veșnicia pe pământul acesta, ascultă-mă bine. Vei înțelege de fapt cât de mare e Dumnezeu în primul moment greu din viața ta. Mi-aduc aminte, eram student și făceam studiu biblic într-o bisericuță lângă București. Aveam la studiu biblic câteodată, tot grupul erau doi. Dacă nu venea unul, nu mai era grup. Rămâneam eu cu ăla alt. Pe unul, pe ăsta, al doilea, mai venea câteodată și al treilea, al patrulea era deja arhiplin. Și pe ăsta îl aduceau, al doilea părinții, cu duba, zice, de ce? Îl aduceau cu forța, efectiv, și îl puneau la intrare, așteptau la intrare să nu iasă din biserică. Omul venea cu căștile, își punea la propriu căștile și eu treia să-i vorbesc. n venit nicio treabă. Până într-o zi. Până într-o zi când a avut un accident. Da, nu, nu știu ce accident, acum nu vă imaginați o chestie foarte dramatică, nu o să vă spun acum o întâmplare din asta. Nu, pur și simplu se dădea cu bicicleta prin cartierul lui din București ca să folosești un limbaj specific poliției. A fost acroșat de o mașină, cum era el cu bicicleta, o căzut și-o rupt piciorul și a ajuns în spital. Să-l fi văzut în spital când l-am vizitat, stătea acolo, parcă era un patriarh aflat pe patul morții, înconjurat. Mama, tata, bunicul, toate neamurile de jur împrejurul lui și el avea o față așa foarte sobră, foarte serioasă și repeta Mama o să mor. Intrase în el o frică extraordinară. Și mama se uita la el și zicea, stai liniștit, pui mami, de data asta nu mori. Sigur supraviețuiești. Au trecut zilele și când a trebuit să fac din nou studiu biblic și omul a venit din nou la studiu biblic, de data asta era blindat, cu Biblii, pregătit. Avea la el caiet să noteze, pix, tot timpul cu mâna pe sus, pe principiu, dacă nu mai aveți întrebări, eu mai am răspunsuri. O vreme am fost profesor și am cunoscut și categoria asta de elevi care întotdeauna că ai ceva de zis, că n-ai tot timpul. Vreau să zic ceva. Și dintr-o dată s-a schimbat. Știți ce s-a schimbat în el? Până în momentul acela se credea nemuritor. Ei, din momentul acela, când a stat în fața lui Dumnezeu, și când a înțeles cât de limitat este, din momentul acela i s-a schimbat fundamental felul în care privea lucrurile. Eu mi-aș dori ca în această zi să nu trebuiască să treci printr-o experiență traumatizantă ca să poți să stai în fața unui Dumnezeu glorios măreț. Dar îndrăznesc să fac ceva. Îndrăznesc să mă rog cum să roagă David la un moment dat și zice, zice, cercetează-mă, Doamne. Și dacă nu voi răspunde cercetării, asta o adaug eu. El zice apoi, Încearcă-mă, Doamne. eu mai zic prima dată, cercetează-mă și voi ziceți amin. Cercetează-mă, Doamne. Și dacă, și dacă, nu răspund cercetării, încearcă-mă, Doamne. Amin, n-ați mai zis la încercare. Vă apreciez, nici eu nu cred că zicea. Dar știți ce spune mai departe David acolo? Zice așa, dacă sunt pe o cale rea, dumă pe calea veșniciei. Pentru că tot ceea ce contează, Doamne, la sfârșitul zilei, e să știu că sunt pe calea asta veșniciei, să înțeleg cât sunt de trecător și că stau în fața unui Dumnezeu infinit și că în lumea asta singura mea șansă să ating cerul nu e prin forțele mele, ci, Doamne, Dumnezeule, e prin revelație. Șansa mea e ca Tu să cobor la mine. Șansa mea e că în Hristos cerul a coborât pe pământ. Șansa mea să întâlnesc veșnicia nu-i să urc prin forțele mele pe scara înspre cer, ci șansa mea e să las pe Dumnezeu prin puterea Lui să mă ridice. Pentru că Dumnezeul în fața căruia stăm este un Dumnezeu infinit, glorios, slăvit, binecuvântat să fie în numele Lui. Mai zic o dată, binecuvântat să fie în numele Lui. Și mai zic și a treia oară să fiu sigur că sunteți toți treji, binecuvântat să fie în numele acestui Dumnezeu cât de mare e Dumnezeul acesta Dumnezeul pe care Biblia ni l prezintă Dumnezeul despre care vorbește prorocul Hagai în fața unui popor dezamăgit de ceea ce se întâmpla în viața lor e un Dumnezeu destul de mare să ne curățească de orice păcat și acum vreau să accentuez lucrul acesta nu există nimeni în lumea asta să mă poată curăți de păcatele mele și, și mesajul pe care Hagai îl transmite poporul evreu e acesta, oameni dragi, curăția și necurăția sunt ceva ce stă la îndemâna lui Dumnezeu. Adică, doar Dumnezeu e cel care poate transmite curățenie spirituală. Noi oamenii nu putem transmite decât contaminare și microbi. Iar lucrul ăsta îl știm fiecare dintre noi în mod practic, în fiecare iarnă, când ne îmbolnăvim de diferite viroze sau știu eu cum se numesc, când dăm mâna cu cineva, nu, tu ești perfect sănătos, dai mâna cu cineva și nu s-a întâmplat vreodată, sau cel puțin eu n-am trăit experiența asta, să dau mâna cu cineva, eu să fiu perfect sănătos, omul ăla să fie bolnav, și să dau mâna cu el și în următoarea fracțiune de secundă să zică, frate, mi-ai transmis din sănătatea ta. Parcă respir mai bine după ce am dat mâna cu tine. Însă, invers, s-a întâmplat de multe ori. Adică, să dau mâna cu un frate pe care îl văd că respiră mai greu, dau mâna cu el, dă mâna cu mine și la două, trei zile simt așa că nu-s chiar ok. Și mi-aduc aminte, mă, am dat mâna cu fratele la atunci. Și îmi dau seama că de fapt am primit ceva. Că eu n-am transmis din sănătatea mea, și el mi-a transmis din ce avea. Adică, noi oamenii nu, nu avem capacitatea, nu avem puterea de a transmite curățenie. Niciunul dintre noi. Știu că există în cultura asta românească ideea greșită că dacă mă voi duce la un om care are o anumită slujbă în biserică, omul ăla mă poate elibera de sub puterea păcatelor mele. Nu există așa ceva. Doar unul singur a fost atât de neprihănit încât, încât ne spune Biblia că odată, odată, s-a atins de un om lepros și o propoziție scurtă pe care vă rog să o căutați voi în Scriptură și zice Biblia, leprosul a fost curățit. Știți de ce? Pentru că mâinile care s-au atins de lepros erau perfect curate. Știți, leproșii în vremea aceea erau considerați necurați, ei strigau necurat, necurat, oamenii fugeau din calea lor și parcă văd imaginea aceea când toți fug din calea acestui lepros, îi văd și pe ucenicii Domnului ascuzându-se care pe unde puteau și de dată Domnul Iisus rămâne față în față cu el. Poate unii ori fi crezut că nu au auzit bine, parcă l-aud pe unul dintre apostoli strigându-l, Doamne, n-ai auzit, e necurat, e necurat, e lepros și toată lumea uimită se uită la Domnul Iisus, n avei voie să te atingi de lepros pentru că erai socotit necurat după aceea și trebuia să treci printr-un ritual de curățire și interesant, Biblia spune că, că Domnul Iisus stă față în față cu bolnavul de lepră și când Domnul se atinge de el, rep, leprosul a fost curățat. De ce? Pentru că singurele mâini care au fost perfect curate în lumea aceasta au fost mâinile care s-au întins pe lemnul de la Golgota pentru ca prin jertfa lui noi să fim iertați de păcatele noastre. Sunt mâinile sfinte ale Domnului Iisus Hristos. De aceea spune Apostolul Ioan în 1 Ioan în capitolul 1 în versetul 7 și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui ne ne curățește de orice păcat. De ce? Pentru că doar El a fost destul de curat să se poată atinge de noi și să ne transmită curățenie spirituală. De multe ori există iluzia asta și oamenii trăiesc astăzi iluzia asta. O, dacă vine predicatorul nu știu care, dacă mă duc la nu știu ce proroc, dacă mă duc la duhovnicul nu știu care... Am avut o perioadă în viața mea, în adolescență, eu sunt din familie de pocăiți, pentecostali, dar toți am avut căutările noastre. Am avut o perioadă în care am ajuns să nu mai cred în Dumnezeu. După aia am avut o perioadă din asta de căutări. Și aveam un prieten care era un ortodox practicant și mi-a zis, mă, hai că zic eu cum se face. Mergem la un duhovnic, îl știu eu. Mergem în Suceava, am urcat într-un tren, am ajuns acolo. Ne-am întâlnit cu acel duhovnic celebru, am stat lângă el, omul nu scos un cuvânt. Se spunea despre el că e omul a ajuns la rugăciunea de la capătul rugăciunii, o chestie mistică, interesantă. Ne uitam la el, am stat aproape o zi întreagă, ne-am tot uitat, nu a scos niciun cuvânt. Ne-am întors acasă, exact la fel cum am mers. Am o... Credeți-mă că m-am dus și la dei noștri. Am auzit, apoi eu vin din Bihor, în Bi Bihorul e plin de proroci. Și am început să caut. Și am căutat în stânga și în dreapta, în stânga și în dreapta. Îmi amintesc că mergeam pe stradă, după zile întregi în care citeam, îmi plăcea foarte mult să citesc și am crezut că citind foarte mult pe calea rațiunii voi ajunge cumva să urc treaptă cu treaptă până la Dumnezeu. Iluzia tinereții. Mergeam pe stradă, închideam ochii, era întuneric afară, în vremea aceea oradea nu era așa faină ca acum, și stăteam cu ochii închiși și ziceam, Doamne, dacă existi cu adevărat trimite măcar un înger. Și acum dacă închizi ochii, parcă vezi ceva. Mai ales dacă o zi întreagă stai să citești. Uite. Și cum mergeam pe stradă, mai vedeam ceva în alb, speram că va fi înger. Când mă apropiam, nu era înger. I-am zis lui Dumnezeu, Doamne, trimite orice înger vrei, din miliardele de îngeri pe care le ai la dispoziție, trimite acel înger cel mai nensemnat dintre toți îngerii, care știu eu, nu face mare lucru în rai, trimite-l să-l văd eu și atât. Au trecut zilele, săptămânile, poate au trecut un an și ceva de căutări, până când stăteam acasă, părinții erau plecați la țară și eu eram în apartamentul ăla comunist și citeam o carte scrisă de un celebru scritor rus. Știu că rușii... știu că rușii... știu că rușii... nu-s chiar la modă. Dar scritorul ăsta, Fiodor Dostoevski, un om extraordinar, fost un geniu, are o carte care se numește Frații Karamazov. Și în cartea asta există un fragment care se numește Marele Inchizitor, care descrie ce s-ar întâmpla cu Isus dacă s-ar întoarce din nou și cum biserica oficială l-ar lua, l-ar condamna și l-ar duce înapoi la răstignire. Și există acolo ceva extraordinar. Și în timp ce citeam această carte, Dumnezeu mi s-a descoperit în mod personal. În liniștea camerei mele, era undeva către miezul nopții, am simțit în modul cel mai real prezența lui Isus Hristos. Am simțit atât de reală și puternică prezența lui Isus Hristos. N-am văzut niciun înger, n-am auzit nicio voce. Nu am văzut ceva supranatural, dar am simțit atât de real prezența lui Iisus Hristos încât am început să strig cât am putut de tare. Există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat. Apoi următorul pas a fost că în sfârșit m-am văzut păcătos. Nu până atunci aveam senzația că sunt cel mai bun om de pe fața pământului. De ce? Nu m-a păzit Duhul Sfânt, că m-a păzit tata de orice păcat. Tata era radarul perfect, și nu -am, am putut să fac păcate prea mari. Adică, îi ziceam, Doamne, păi ce-am făcut? Nu am bătut pe nimeni prea tare. Frații mei pot depune mărturie în sensul ăsta. Ce-am făcut? Nu am făcut cine știe ce mare lucru. De ce să mă pocăiesc eu? Ei, în momentul în care mi s-a descoperit Dumnezeu, pentru că până în momentul acela am crezut, citind foarte mult că această cunoaștere a lui Dumnezeu este doar un exercițiu rațional, când Dumnezeu mi s-a descoperit, am început să plâng și să recunosc că spăcătos. Dacă citiți Fericitul Augustin, în confesiunile lui veți vedea că omul ăsta când experimentează întoarcerea la Dumnezeu, Dumnezeu îi aduce aminte și de păcatele pe care le-a făcut în copilărie. Asta s-a întâmplat cu mine. Duhul Sfânt a început să-mi aduc aminte și de împrumuturile nerambursabile din buzunarul părinților, Și mi-aducea aminte și de toate păcatele pe care le-am făcut până în momentul ăla. Și plângeam cu disperarea omului care știe că nu se poate salva prin forțele lui. Treaba asta s-a întâmplat cândva pe la miezul nopții, când până spre dimineață, Duhul Sfânt mi-a tot adus aminte. Eu care până atunci ziceam, mă, dar n-am păcate. Când Dumnezeu a coborât la mine, Dumnezeul acesta glorios, slăvit, imens, sfânt, infinit, a hotărât să coboare prin Duhul Sfânt în cămăruța mea și să mi se descopere în timp ce citeam cartea asta, ei în momentul acela primul sentiment pe care l-am avut a fost acesta, că sunt păcătos în ciuda faptului că am avut o viață virtuoasă. Dacă ar fi fost să compar viața mea cu viața celor mai mulți tineri de vârsta mea, aș fi putut să zic, bă, ar aș putea să fiu canonizat. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu mă cerceta, am început să plâng. Dar nu era plânsul ăsta, cum să vă spun eu, că mulți plâng. Ba, plâng tinerețea, ba, plâng pentru că au ceva care le atinge partea sentimentală. Nu, era plânsul omului care știe că nu se poate mântui fără Dumnezeu. Că n-am nicio șansă să ajung la Dumnezeu dacă Dumnezeu nu se atinge de mine și dacă Dumnezeu nu mă ridică. Am plâns când, până când v spre 4 dimineața, 5 dimineața, nu mai știu exact. Și când v spre dimineață, la final, am simțit o bucurie, o fericire și o pace despre care mai târziu am aflat că se numește bucuria mântuirii. Am fost surprins, așa cum zice celebrul scriitor C.S. Lewis, când are o carte în care își descrie întoarcerea la Dumnezeu și tradusă în limba română exact cu titlul ăsta, Surprins de bucurie. Am fost surprins de o bucurie atât de mare pe care nu vă pot descrie în cuvinte. O formă de echilibru emoțional, de pace care nu înseamnă liniște, pentru că pacea nu-i totuna cu liniște, poți să ai de jurul tău, în jurul tău numai liniște și în sufletul tău, de fapt, să n-ai deloc pace, ci un echilibru extraordinar și o bucurie care nu pot fi descrise în cuvinte. Și lacrimile mele de deznădejde în momentul acela s-au transformat în lacrimi de bucurie. Mai târziu, studiind Cuvântul lui Dumnezeu, mi-am adus aminte când studiam Cuvântul lui Dumnezeu de experiența asta, când am citit ce spune Mântuitorul în predica de pe munte, ferice de cei ce plâng pentru că ei vor fi mângâiați. Pentru că după orele acelea în care am plâns cu disperarea omului care știe că fără Dumnezeu nu se poate mântui, la final am simțit o mângâiere de la cel pe care Biblia numește mângâietorul, care este Duhul Sfânt și despre care Biblia ne spune că tot El ne convinge de faptul că suntem păcătoși. O slăvi să fie Domnul! Așa că oricât de bun orator ar fi, să oricât de mult aș încerca eu să vă conving prin persoasiune și prin repetiție și prin ridicare de ton și prin întâmplări, eu nu vă pot convinge pe niciunul dintre voi să vă pocăiți. Dar este cineva aici care poate să o facă. Și acesta este Iagve Shavaot, Dumnezeul oștirilor. Când El coboară prin Duhul Sfânt în dreptul tău și te convinge de păcat, în momentul acela Oricât de virtuos, de bun te fi socotit, când stai în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, îți dai seama că nu poți să stai în picioare și, și nu poți decât să te prăbușești cu lacrimi înaintea lui. Iar la final îți garantez, vei simți o bucurie la o intensitate cum n-ai simțit niciodată. Este bucuria prezenței lui Dumnezeu, bucuria faptului că știi că nu vei rămâne într-un în, într mormânt, în ciuda faptului că trăiești efemer în lumea asta, în ciuda faptului că știi că trupul acesta este trecător, știi că trupul tău nu va rămâne în mormânt. Bucuria faptului că știi că ai pe cineva care te iubește, bucuria faptului că știi că nu ești niciodată singur, că Dumnezeu este Emanuel, Dumnezeu cu tine în orice situație și chiar dacă ar fi să treci prin valea umbrei morții, în orice situație ai fi, pentru că lumea asta este o vale a umbrei morții, adică întotdeauna moartea planează asupra noastră tuturor, într-o fracțiune de secundă, într-un accident te poți duce din lumea asta, dar dacă Dumnezeu e prezent în viața ta, rămâne în inima ta acel echilibru emo emoțional extraordinar pe care îl poate aduce doar prezența lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! De asta noi pocăiții ne salutăm cu pace. Și ce asta înseamnă pace? Noi, noi, de multe ori zicem pace, de un fel de lasă-mă în pace. Mai întinzi mâna, că zice, mă, dă mâna, lasă-mă. Dar pacea despre care vorbește Biblia, Dumnezeul păcii, Iahve Shalom, e această împăcare cu Dumnezeu, împăcare cu tine însuși, și împăcare cu ceilalți, pe care această împăcare o poate aduce doar credința în Isus Hristos. Așadar, doar Dumnezeu e destul de mare să mă curățească de orice păcat. Iar El, când mă curățește, dragii mei pocăiți, aici am o vorbă cu, cu voi. El, când ne curățește, El o face mai întâi în interior. Și după aia, exteriorul se schimbă de la sine. Nu spun că dacă un om este curat în interior, nu va fi și în exterior. Zic doar că noi încercăm de prea multe ori să schimbăm omul din exterior spre interior. Și asta nu iese niciodată. Am avut iluzia asta la o vârstă, când am căzut și eu în capcana legalistă, crezând că omul se schimbă prin exerciții fizice. Vrei să fii pocăit? Trebuie să postești atât, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Mi-aduc aminte și acum, așa, și zâmbind într-un fel de unul care m-a întrebat când eram foarte tânăr ce să facă să, se, să, fie sigur că e mântuit și eu am vrut să-l bag direct în rai. Am zis, trebuie să postești vreo trei ori pe săptămână, trebuie să faci asta, asta, ori te rogi, nu știu câte ore pe zi. Era direct sfânt. Și când m-am întâlnit cu el, săracul peste o săptămână, era translucid, era transformat, era... Concluzia lui a fost clară. N-ai cum să fii pocăit. Știți de ce? Că eu am crezut că eu am crezut că îl pot schimba din exterior. Pe multe din bisericile noastre ar putea să scrie biserica noastră schimbă freza, dar nu schimbă inima. Și degeaba schimbă freza dacă nu schimbă inima. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Că ceea ce e acolo, mai devreme sau mai târziu, iese în afară. Că un lup, oricât l ai îmbrăca în, în haine de oaie sau în haină de oaie, el tot lup rămâne. Și dacă îl dai la canto, și dacă îl faci vegetarian, el rămâne mai departe, lup. Că schimbarea începe întotdeauna în interior, pentru că al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc e că Dumnezeul nostru e destul de mare să ne schimbe, dar el o face întotdeauna din interior spre exterior. Când un celebru brand, o celebră marcă de haine, a vrut să-și facă o campanie publicitară mai ciudată, mai interesantă, mai cu impact la public, au făcut următorul lucru. Poate ați auzit experimentul lor. Au luat un boschetar, un om al străzii, un homeless, l-au luat de acolo, de sub un pod unde se afla, cum era el îmbrăcat, l-au aranjat, l-au îmbrăcat, l-au filmat cum arăta înainte și l-au filmat cum arăta după aceea și au zis așa, cu următorul slogan publicitar, firma noastră schimbă viața. Și l-au arătat pe om cum arăta înainte și l-au arătat cum arată după aia. Numai că un ziarist deștept la câteva luni de zile, după ce se termină toată treaba asta cu publicitatea, îl caută pe homeless și unde credeți că îl găsește? Tot sub pod. E adevărat că avea haine de marcă, dar era toată rupte. Omul era la fel cum fusese la început. De ce? Pentru că firma de haine nu i-o schimbat inima, i-o schimbat numai haina. Dacă pocăința nu schimbă decât freza, dacă pocăința nu schimbă decât religia, dacă pocăința nu schimbă decât clădirea în tine, dacă pocăința nu schimbă decât atitudinea exterioară, de fapt, acolo nu-i vorba de o schimbare și mai devreme sau mai târziu, firea veche, ceea ce acolo în inimă va ieși la suprafață. De aceea când Biblia vorbește despre schimbare, ea spune că schimbarea se face prin naștere din nou, printr-o transformare lăuntrică pe care numai Dumnezeu o poate face acolo. E o transformare de ADN duhovnicesc pe care Dumnezeu Tatăl o face în noi prin credința noastră în Iisus Hristos și lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inima noastră. Când Dumnezeu ne schimbă viața, El ne schimbă întotdeauna de aici, începând din interior spre exterior. Și în momentul în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt te convinge că ești păcătos, nu trebuie să stea pastorul să spună, băi, ești păcătos, trebuie să te pocăiești. Nu! Dumnezeu te convinge de asta și tu recunoști înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se atinge de mintea ta, nu trebuie să stea un, nu știu, un arsenal întreg de pastor și de membri în comitetul bisericii să te filmeze să te supravegheze, să vadă ce vorbești tu pe la școală sau pe la lucru să vadă cum te îmbraci tu prin oraș pentru că în inima ta când Dumnezeu lucrează această transformare lăuntrică această lucrare a lui Dumnezeu în interiorul tău, această iertare pe care Dumnezeu o aduce în tine și apoi această transformare pe care Dumnezeu o realizează în tine viața ta se schimbă în mod automat și natural începând de aici Doamne, ajută-ne la asta. Dar știți cu ce începe asta? Ea începe cu o decizie. Dar din ziua aceasta, zice Domnul. Care e ziua? Din ziua în care hotărăști să intri în ascultare de Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îmi pune în gând să spun următorul lucru în această seară. Ești aici, ai încercat să te schimbi de mai multe ori și ai eșuat. Ai eșuat dintr-un motiv simplu. Că ai încercat să o faci prin forțele tale. Ai încercat o dată, de două ori, de patru ori și ai zis, Bă, nu se poate. Și ai ajuns la concluzia că viața ta nu se va schimba niciodată. De ce? Pentru că ai încercat bazat pe puterile tale. În seara asta există o singură soluție. Soluția este să intri în ascultare de Dumnezeu. Din ziua în care hotărăști să intri în ascultare de Dumnezeu, spune Hagai, Dumnezeu va binecuvânta decizia ta. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că din ziua în care hotărăști să asculți de ce spune Biblia, din ziua aceea, Dumnezeu îți dă putere să asculți de El. Dacă până atunci, pentru tine, credința a fost un exercițiu de, nu știu, de forță proprie și a ieșuat de fiecare dată, ei, din clipa aceea, din momentul în care alegi să-l urmezi pe Isus Hristos, din momentul în care spui, cred că Isus Hristos este, este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta și nu doar că spui, nu doar că declar, ci trăiești. Ca adevăr fiind în viața ta acest lucru, în momentul acela, Dumnezeu, prin credința din inima ta, îți schimbă viața. Dar, dar ca să faci asta, e nevoie de hotărâre. Știți că mulți așteaptă și uh, am văzut lucrul ăsta, Biserica Lumina pe care o păstoresc în Oradea, e o biserică în care avem foarte multe botezuri în fiecare an. Și am văzut oameni care vor să se boteze, dar vin așa și spun, domnul pastor, eu m-aș pocăi, dar trebuie să schimba asta, trebuie să schimba asta, trebuie să schimba asta și aștept ca Dumnezeu să facă treaba asta. Ei, hey, mai puteți aștepta așa încă mulți ani. Poți sta să tot aștepți 8848 de ani, să auzi o voce, să se întâmple nu știu ce. Înainte ca Dumnezeu să facă lucrarea asta în tine, tu trebuie să iei o decizie. Și să spui, Doamne Dumnezeule, începând din această zi, nu mai fumezi. Începând din această zi, mă rog în fiecare zi. Începând din această zi, Citesc din cuvântul tău în fiecare zi și îmi fac un program foarte clar. Începând din această zi, trăiesc în ascultare de tine. Astăzi mă hotărăsc să ascult de ce spune Biblia. Cine crede și se botează, va fi mântuit. nu ți botezat, mă pun pe lista pentru botez. Pentru că unii dintre noi așteptăm ca Dumnezeu să facă o minune în viața noastră, fără ca noi să facem pasul în ascultare de Hristos. În momentul în care tu faci pasul în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu promite că va face și El ceva. Va binecuvânta decizia ta. Asta înseamnă că prin bine cuvântarea lui Dumnezeu, El îți dă putere să te ții de hotărârea asta. Că decizia nu este una emoțională, adică nu tu nu asculti o întâmplare pe care eu o spun aici, care să-ți atingă partea sentimentală, ridici imediat mâna sus, pleci afară și îți vezi mai departe de viața ta. Asta nu-i naștere din nou și nu-i transformare lăuntrică și, și nu-i ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, e doar un, o, un moment din ăsta uh, emoțional care nu ne schimbă viața cu nimic. Și mulți trăiesc credința doar la nivelul ăsta senzorial și sentimental, nu. În momentul în care, la nivelul minții tale, Duhul lui Dumnezeu te convinge că ceea ce spune Biblia este adevărat, că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale și convins de Duhul Sfânt la nivelul minții tale că această carte este Biblia, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și intri în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, ei, din momentul acela vei începe să vezi în viața ta cum ți se schimbă viața pentru că Dumnezeu promite ceva. Dumnezeu promite că binecuvântează decizia ta. Amin! Altfel tot așteptăm și mulți așteptăm. Mă zice, când vine fratele ăla, eu să mă pocăiesc. Când vine predicatorul nu știu care. Și pe atâția oameni am dezamăgit și sunt convins că și se arată o grămadă. Nu ziceți amin cu eu personal acum. Și mai este câte unul vine fratele și apoi fratele poate veni, veni cine știe, are și el problemele lui, e obosit, nu știu ce. Și mergi și predice într-un loc și este câte unul care zice, când vine fratele, nu știu care, fratele Adi să roagă pentru mine și simt ceva. A venit unul, mă sună la câteva zile după ce am fost acolo și zice, măi frate, am fost foarte dezamăgit. Acum nu te bucuri când ne zice careva că te-a ascultat și a fost dezamăgit. Mai bine nu zicea. Deci am fost foarte dezamăgit. Zic, da, de ce? Păi eu am crezut că atunci când vii dumneata să întâmplă ceva extraordinar. Coboară cerul, că am văzut eu ceva pe internet. Am auzit un mesaj acolo pe net. Un reels din ăla care ține câteva fracțiuni de secundă. Și am zis, când vine omul ăsta, coboară cerul. Și ce s-a întâmplat? Și nimic. Am ieșit în față, mai mult zice că ai fost tu. Și ai pus mâinile peste mine, Omul avea umor, zice, ce s-o schimba? Zice, doar freza că mi-ai pus mâna pe cap. Numai, acum vreau să vă zic ceva. Niciun om din lumea asta nu poate schimba nimic în viața ta. Tu însă, cu hotărârea de a, de a intra în ascultare de Dumnezeu, poți schimba ceva în viața ta. Tu, în această seară, spunându-Lui Dumnezeu, Doamne, eu cred că Tu existi cu adevărat. Nu doar că existi, cred că îți pasă de mine. Cred că Biblia este cuvântul tău. Cred că Isus Hristos e fiul tău care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele. Cred că l-a înviat și este viu în vecii vecilor. Cred că stă la dreapta ta, ta și mijlocește pentru păcatele mele. Și te rog, ai milă de mine păcătosul începând din această zi, vreau să intri în ascultare de tine. Ascultă-mă. În momentul în care iei în serios lucrul acesta, Dumnezeu promite că va binecuvânta decizia ta. Altfel, tot te duci în stânga, în dreapta și pentru mulți oameni credința e o superstiție. Aleargă la prorocul nu știu care, aleargă la pastorul nu știu care, aleargă la duhovnicul nu știu care, crezând că oamenii ăștia au puteri paranormale sau supranaturale. Oameni dragi, e unul singur care poate să ne schimbe cu adevărat inima și acesta este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. În al treilea rând, și în ultimul rând, Dumnezeu e destul de mare să rezolve cele mai mari probleme din viața noastră. Și cu asta am apropiat de sfârșit. Nu știu, pianistul să mă ajute să-mi aduc aminte că se termină și predica. Și va urma un moment în care o să fac o rugăciune și apoi vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu. Ce vreau eu să vă spun aici e că Hagai vorbește unui popor evreu care trebuia să reconstruiască templul din Ierusalim și în loc să reconstruiască templul și-au făcut vile și-au făcut case. 15 ani în loc să construiască templul lui Dumnezeu, au zis de la anul construim, de la anul construim, de la anul și-au trecut ani și vine Dumnezeu prin prorocul Hagai și le spune trezirea, trezirea. Dar evreii ziceau așa, noi am vrea să facem ceva, dar suntem slabi, suntem neputincioși, Neamurile din jurul nostru, popoarele, vecinii noștri sunt, sunt împotriva noastră, nu avem nicio șansă. Și Dumnezeu le spune, eu sunt destul de mare să vă rezolv problema cu vecinii. Și spune la un moment dat în cartea Hagai, și vă sfătuiesc să o citiți când ajungeți acasă, zice Domnul, voi clătina cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul păștirilor. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru e destul de mare să rezolve cele mai mari probleme din viața noastră. E în Biblie un tânăr, cu numele David. Vă aduceți aminte de el când stă în fața lui Goliat, se duce cu... Cu ce se duce? Cu o praștie, niște pietre și un toiag. Și când îl vede Goliat, începe să râdă de el. Zice, ce te-ai trezit să vii la mine ca la un câine? Tot poporul evreu se uita la Goliat și în fiecare zi Goliat apărea în fața filistenilor și apoi în fața poporului evreu și le zicea cine dintre voi e destul de tare și puternic să vină să se lupte cu Goliat. În fiecare zi poporul se uita la Goliat și îl măsurau, cum ne uităm noi la necazuri și ni se pare pe zi ce trece tot mai mare. Pentru că cu cât te concentrezi mai mult la necaz, pare tot mai grav. Parcă aud pe evrei vorbind unul cu altul, mă câți metri are, cred că are 3 metri. A patra zi deja avea șase metri. Îl tot măsurau în fiecare zi din priviri, să tot uitau, ziceau, mă, goliat ăsta e așa de mare că n-ai cum să te lupți cu el. Doar un adolescent cu părul bălai, dar pe care Dumnezeu rânduise să fie la un moment dat om cu inima după inima lui Dumnezeu, David. Se duce în numele Domnului și când se duce în fața lui Goliat îi zice Am venit în numele Dumnezeului oștirilor Pentru că pentru că David nu se uite la Goliat, ci se uite la Dumnezeu. Și când îl compară pe Goliat cu Dumnezeu, zice Goliat nu e așa de mare comparativ cu Dumnezeu. Universul ăsta care e așa de mare este mic prin comparație cu Dumnezeu. Cum ar putea Goliat să stea în fața unui Dumnezeu pe care Biblia numește Dumnezeul oștirilor. Acum aș vrea în următoarele momente să vă gândiți la cea mai gravă problemă din viața voastră. Problema aia care nu te lasă nici să asculti predica, nu te lasă nici să cânți. Problema aia care stă pe umer uită și acum, în clipa asta, când ești la biserică, îngrijorarea ta sau frica ta legată de ziua de mâine. Știți ce e frica zilei de mâine? E povara pe care noi o ducem azi, în ciuda faptului că Domnul ne-a spus, ajunge zilei necazul ei. Uitând că Domnul ne dă putere să ducem povara pentru fiecare zi. Dacă mâine va fi greu, Dumnezeu îți va da putere să duci greul acesta. Dar tu ți-ai pus pe umeri o povară pe care nu o poți duce. Te gândești la operație, te gândești la necaz, te gândești la pierderea financiară, te gândești la familia ta, te gândești la câte și mai câte. Vreau să spun ceva în seara asta. Dumnezeu nostru e destul de mare să rezolve problema din viața ta. Oricât de grav ar părea problema asta, comparativ cu măreția lui Dumnezeu, cu slava lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, cu sfințenia lui Dumnezeu, problema ta e nimica toată. Aș vrea în momentele care vor urma acolo unde e, să compar problema asta care e cea mai gravă problemă din viața ta cu cât de mare e Dumnezeu. Și te voi întreba cât de mare e Dumnezeu cu care te lauzi. Tu spui că ești creștin, că ești creștin pentecostal, baptist, ortodox, dar la prima, la prima încercare, la primul diagnostic, la primul hop, la prima groapă, la prima tentație, la, prima, la primul diagnostic, la, la primul necaz din viața ta, te prăbușești sub povara asta a fricii. Vreau să spun ceva. Dacă ești creștin, Dumnezeu nu ți-a dat un duc de frică, ci unul de înfiere care te face să-L numești pe Dumnezeu Aba, adică tăticul meu din ceruri. Oare nu-i tăticul nostru ceresc destul de mare să rezolve problemele acestea? Am un prieten care în copilărie a fost... Era o, familie foarte săracă și mi-a povestit că atunci când ei erau copii, patru băieți acasă, tatăl lor s-a îmbolnăvit atât de grav încât medicii când l-au trimis acasă, l-au trimis cu ambulanța, dar cu sicriul lângă el. Oamenii ăia au fost oameni într-un fel de treabă. De ce? Pentru că ne găsit niciun leac pentru starea în care omul ăsta se afla și omul fiind pe jumătate mort, l-au trimis să moară acasă, dar pentru că familia asta era cea mai săracă familie din localitate, au zis, hai să facem o colectă între noi și le cumpărăm noi sicriu. Și omul când a venit acasă cu ambulanța, pe jumătate mort, era cu sicriul lângă el. Vă dați seama ce încurajare a fost pentru familie. Și îmi povestea: Când tata a ajuns acasă cu ambulanța, lor descărcat, lor pus în cameră, că aveam o singură cameră, și lângă el au pus criu. Și împreună cu mama ne-am ținut de mână și am făcut împreună o rugăciune. Am făcut o rugăciune simplă, cum puteam noi să facem, descurajați cum eram. Te-am spus lui Dumnezeu, Doamne, tu vezi că noi avem nevoie de tata și credem că tu poți să faci ceva. Și apoi tata a zăcut mai departe, acolo, în încăperea aceea pe care o aveam cu sicriul lângă el. La patru dimineața, când se trezea de obicei să meargă să dea de mâncare la vaci, erau la țară, oameni simpli, la patru dimineața tata s-a trezit pentru prima dată din starea aia de comă în care se afla. Tata, să știi, zice că trăiește. Eu călătoream împreună cu el când mi-a spus asta, eram în mașină și mergeam la ei în sat. am chemat la evangelizare și mi-a zis, te avertizez. Vezi că tata păstrează sicriul de atunci și îl ține în pod. Și pe toți Oamenii care ajung la noi acasă, îi duce în pod, nu cumva să te temi. Știa că am o malformație la inimă și a zis, mă, nu vreau să ai probleme cu, cu inima după aia, să pățești ceva. Vreau să te avertizez, când ajunge aici, să știi că primul lucru, când ajunge unul primul în casa noastră, pentru prima dată, tata îl ia și zice, hai cu mine în pod, să știi că o să vezi sicriul, să nu te temi. Când am ajuns, într-adevăr, imaginea a fost una interesantă. Omul ăla, un om micuț, stătea drept, da? dar nu cu mândrie, dragii mei români, diferență între mândrie și demnitate, de asta altă predică. Zice, vină după mine, cu o față conspirativă, de ce vină după mine? El nu știa că eu știam și n-am zis nimic. Am urcat, vă dați seama, într-un pod, cam știți cum arată un pod la țară, printre paianjeni, pe scara aia și în Transilvania, imaginea nu suna prea bine. Când am urcat în pod, era acolo, așa cum v-am spus, sicriul pe care omul îl păstra de atunci. A stat așa, îl văd și acum, avea sacoul pe el. De asta mi l-am păstrat pentru momentul acesta. Și-a și închis sacoul și mi au zis, parcă, așa că închis sacoul, parcă ai mai multă demnitate. Și-a și închis sacoul și-a zis, frate, dacă Dumnezeul meu n-ar fi un Dumnezeu mare, aș, trupul meu ar fi fost de mult în sicriul acesta la 2 metri sub pământ. Dar pentru că Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare, acum mă vezi acel lângă sicriu, pentru că Dumnezeu de acolo m-a scăpat. Întrebarea mea pentru tine în această seară este cât de mare este Dumnezeul tău? Tu care te plângi în dulcele stil românesc, nu o să scapi niciodată din cazul ăsta. Tu care ai primit de curând un diagnostic care ți se pare finalul vieții tale? Tu care te uiți la starea din viața ta și spui E o stare pe care nimeni nu mă poate sfătui cum să o depășesc Tu care te uiți la depresia care a devenit cronică în viața ta Și niciun psihiatru și niciun psiholog nu-ți găsește leac Tu care nu poți dormi decât cu medicamente noaptea Oare cât de mare e Dumnezeul tău? Oare nu-i Dumnezeul tău? Iahve Shalom Dumnezeul păcii care poate să dea acea pace Care depășește orice pricepere Oare nu poate Dumnezeul acesta să-ți aducă echilibru emoțional? Nu poate Dumnezeul acesta să aducă împăcare cu tine? Nu poate oare Dumnezeul acesta să aducă împăcare în relația ta cu El? Tu care ești în această zi aici, poate urmări de păcatele tale, simți că sufletul tău nu-i curat înaintea lui Dumnezeu și te urmărește sentimentul acesta de vinovăție. E cineva în locul acesta care te poate curăța de orice păcat. Numele Lui este Isus Hristos. Doar mâinile Lui sunt destul de curate să ne curățească de orice păcat. Pentru că în lumea asta doar mâinile Lui au fost destul destul de curate pentru ca într-o zi pentru noi toți să fie întinse pe lemnul de la Golgota. Vă invit să stați în picioare împreună cu mine și aș vrea în momentele care vor urma să-mi permite să rostesc o rugăciune. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a sta și asculta așa cum v-am avertizat un ceas în ziua aceasta cu multă căldură cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii dintr-un motiv simplu. N-aș vrea ca ce se întâmplă în jurul vostru să vă distragă atenția. Vă mulțumesc că cei mai mulți dintre voi până în momentul ăsta stați cu ochii deschiși și cu atenția înspre cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea acolo unde sunteți, în clipa asta, să stați cu ochii închiși. Pentru ca nimic din ce se întâmplă în jurul vostru să nu vă distragă atenția și în adâncul ființei voastre vorbiți cu Dumnezeu. Cât de mare e Dumnezeul tău? Chiar n-ai auzit, zice Isaia, ridicați privirea chiar nu știi, e Dumnezeul care ține în mâna Lui tot ce cuprinde pământul acesta. E Dumnezeul care ține în mâna Lui și coordonează mersul planetelor. El cheamă pe nume fiecare stea și toate vin la chemarea Lui. Cât de mare e Dumnezeul în fața căruia te închini? Oare nu ți-ai construit și tu un Dumnezeu imaginar? Un Dumnezeu mic și limitat, care te lasă să faci ce vrei tu, și care nu are în viața ta absolut niciun cuvânt important de spus? Oare, oare este cu adevărat Dumnezeul tău, Dumnezeul acela sfânt, imens, glorios, Dumnezeul Scripturilor care se descoperă pe sine în cuvântul lui Sfânt? Dacă da, în această zi stai în fața Lui și poate ești gata să spui, o Doamne, stau în fața Ta. Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc în ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Ești în seara asta aici la poarta cerului pentru că într-un fel sau altul îl cauți pe Dumnezeu. Dar realitate, Dumnezeu te-a găsit. În realitate, Dumnezeu e Cel care a venit, El, păstorul cel bun, te-a căutat și te-a găsit acolo unde erai, căzut sub povara păcatelor tale. Și în seara asta El este gata să schimbe viața. El este gata să te curățească de orice păcat. Viața ta poate fi schimbată cu o singură condiție. Fii gata să intri în ascultare de El. Fii gata să spui, Doamne Dumnezeule, vreau să binecuvântez decizia mea. Din ziua aceasta vreau binecuvântarea ta. Dacă vrei ca Dumnezeu să schimbe viața în seara asta, vreau să mă rog pentru tine. Indiferent că ești din familie de pocăiți sau nu, indiferent că ești pendicostal sau nu, dacă încă n-ai făcut pasul acesta al ascultării de Dumnezeu, dacă încă nu i-ai spus lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, cred, cred că există cu adevărat cred, Doamne, că mintea mea nu te poate cuprinde, dar îți mulțumesc în ciuda faptului că, că ești infinit. Totuși, ți-a păsat de mine și ai coborât în lumea asta prin Hristos. Și Hristos a fost mâna ta întinsă să mă smulgă din starea de păcat în care mă aflam. Dacă vrei să-i spui în seara asta lui Dumnezeu, Doamne, cercetează-mă, cercetează-mă, Doamne, și dacă nu răspund cercetării, încearcă-mă, dar dumă pe calea veșniciei. Dacă vrei ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să te ducă pe calea veșniciei, vreau să mă rog pentru tine în seara asta. E seara în care Dumnezeu schimbă viața și aș vrea să îndrăznești în clipele care vor urma Dacă vrei să intri în această ascultare de Dumnezeu Să ridici o mână sus Și această ridicare de mână e doar un simbol exterior Prin care îi spui lui Dumnezeu Doamne, binecuvântează hotărârea mea Vreau, Doamne, începând din această zi Să o rup cu acest păcat din viața mea Vreau, Doamne, începând din această zi Să trăiesc în ascultare de Tine Adică de cuvântul Tău dacă vrei ca lucrul acesta să se întâmple în viața ta, ai îndrăzneala să stai cu mâna ridicată. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Văd aici în față multe mâini ridicate. Doamne, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnule, Dumnezeu să vă binecuvânteze, tineri dragi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnule, Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără, Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt multe mâini care se ridică. Văd acolo în spate mai multe mâini, văd un domn cu mâna ridicată. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt atât de multe mâini care se ridică, înseamnă că Dumnezeu prin Duhul Sfânt cercetează. Nu e doar o reacție emoțională la un cuvânt rostit de un predicator, e Duhul lui Dumnezeu cel care lucrează. E Duhul Sfânt care, care mângâie, e Duhul Sfânt care convinge de păcat, e Duhul Sfânt care în clipa asta se atinge de mintea ta și te convinge că ai nevoie să-ți ceri iertare în fața lui Dumnezeu. În timp ce stai cu mâna ridicată, aș vrea să rămâi în această atitudine de rugăciune. Dăm voie să rostesc rugăciunea asta în numele tău și fie ca Dumnezeu să schimbe viața. Doamne, uită-te la cei care stau cu mâna ridicată. Sunt atâția, Doamne, care sunt cercetați în seara asta. Sunt atâția, Doamne, care au ridicat mâna și au declarat prin asta, Doamne, știu că ești un Dumnezeu infinit. Știu că mintea mea omenească nu te poate cuprinde. Știu că te-ai revelat prin cuvântul tău și vreau, începând din această zi, să intru în ascultare de tine și de cuvântul tău. Mă prăbușesc, Tată, la picioarele tale și recunosc că am nevoie de ajutorul tău, recunosc că am nevoie de iertarea ta, recunosc că am nevoie de Isus Hristos, Fiul tău, recunosc că în El există iertare pentru păcatele mele, recunosc, Doamne, că am nevoie ca tu să te atingi de mine. Uită-te, Doamne, la cei care au stat cu mâna ridicată sau în clipa asta stau cu mâna ridicată și cu inima în genunchiată și cu ochii plini de lacrimi. Doamne, Dumnezeule, prin Duhul tău cel Sfânt, lasă ca mângâietorul să mângâie orice suflet întristat, Doamne, și fă ca întristarea asta să aducă viață. Pentru că Tu ai spus că există o întristare care aduce viață, o întristare pe care nu vom regreta niciodată este întristarea pocăinței. Dă-ne, Doamne, lacrimi destule să ne putem plânge păcatele înaintea Ta. Dă-ne, Doamne, destulă smerenie să ne zdrobim înaintea imensității Tale și sfințeniei Tale. Dă-ne, Doamne, destulă putere să recunoaștem că în ciuda faptului că avem puterea noastră, suntem total dependenți de puterea Ta și ajută-ne, Doamne, Dumnezeule, în această zi să ne întoarcem cu toată inima la Tine. Tu ești singurul care poate ierta, Tu e singurul care poate schimba și Tu e singurul care poate rezolva orice problemă din viața noastră. Oamenii au limitele lor. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, că acolo unde oamenii au spus că nu se mai poate face nimic, Tu, prin harul Tău, Doamne, ai lucrat. O, favoarea pe care noi nu o meritam, Doamne, ai lăsat să se reverse prin Iisus Hristos în dreptul vieții noastre și îți mulțumesc, Tată, că numele Domnului Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, în clipa asta, eliberez de sub puterea alcoolului, eliberez de sub puterea țigării, eliberez de sub puterea drogurilor, eliberez de sub puterea imoralității în toate formele ei, eliberez de sub puterea minciunii, eliberez de sub puterea neiertării, Tată din ceruri, în numele jerfei lui Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, te rog în seara asta, lucrează cu putere și toți aceia care stau cu mâna ridicată, Doamne, ca simbol al faptului că își doresc să intre în ascultare de tine, să fie schimbați în această zi prin puterea Duhului tău cel Sfânt. O, îți mulțumesc de mângâierea pe care o simțim în clipa asta. Îți mulțumesc de susurul lin și subțire al prezenței tale și îți mulțumesc, Doamne, că în ciuda faptului că ești un Dumnezeu imens, un Dumnezeu infinit, necuprins de mintea omenească, totuși ne-ai băgat în seamă, glorificat să fie numele tău pentru asta și îți mulțumesc că în această seară ai lucrat cu putere la poarta cerului. Amin.